Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Încep de aici, din mașină, nici nu știu ce se vede pe aici. Niște jucării de Anastasiei. O am aici în spate, în scaunel, face acolo Nani. Este 6 și un sfert de dimineață. Am plecat la... Nu, este 7 și un sfert. Am plecat la 6 de acasă, avem o oră și un sfert pe drum. Am oprit să alimentăm mașina și o luăm din drum. Prima oprire. E? Barajul Vidraru. Wow. Ce frumos. O să ne oprim, cred că să bem o cafea aici. Nu văd bine, e foarte frumos. Și o grămadă de căței. Flache. A plecat Emil la cafea. Haideți că am schimbat locul. Acolo nu aveau cafea, așa că am venit la Valea cu Pești. Se numește. Să căutăm o cafea. Mama! Ce faci, iubire? Îți place? Am cerut cafea, am găsit. Doamne, ce frumos e! Deci este un hotel așa, un restaurant, hotel în munți. Poftim? Sunt foarte drăguț. Avem și peștișori. Ce drăguț! Scoate mânuța din nas. Hai să căutăm baia la stație. Suculeț! Cu priveliște minunată. E bun? Mi-am dat seama că am început vlogul și nu prea v-am povestit multe pentru că intrasem eu o mașină și m-am oprit. Acum vine tati, așteaptă să iei cheia. Stai, mami! Deci noi am plecat de la Runcu și astăzi am venit pe tras Făgărășan să vedem în principiu Bâlealac și apoi, cred că v-am zis asta, da, o să ne cazăm la Sibiu. Dar planul de astăzi este ăsta, Transfăgărășan și oprim așa în diferite zone, locuri de aici. Este frig. De dimineață au fost 13 grade și noi nu suntem obișnuiți cu asta, dar adorăm, adică este foarte bine că venim de la o căldură mare. Iubire, așteaptă, că ne-a rămas cheia sus. But o cafeluță cu o priveliște de vis și o luăm din drum. De moment m-am zis, avem cazare pentru noaptea asta. Mâine luăm cazarea pe mâine sau astăzi pe mâine și tot așa. Stăm până sâmbătă, duminică. Exact, nu știm, depinde ce și cum. Dar ca să știți și voi unde suntem și de ce și cum, că nu v-am zis nimic decât am început un pic vlogul. Așa că sper să vă placă. Nouă ne place foarte mult aici. Sunt foarte frumos. Tran! Nu, că s-a lămbrinse. Păi nu, că vine tati, că a uitat cheia acolo, mama.
Hai în sus să mergem după tati, hai. Haide. Sunt o grămadă de căței pe aici și sunt foarte mari, dar din câte vă sunt obișnuiți cu persoane. Cu lume nu fac nimic, dar e un pic ciudățel și mă uit și de urși, pentru că știți voi că pe zona asta este pericol de urși și chiar mi-e frică să nu dau față în față cu unul. Sper să nu dăm și dacă dăm să fim din mașină. Îl așteptăm pe al meu și o luăm din drum. ¿Quieres hacer una foto con el oso? Mira, ahí hay un osito. ¿Dónde? Allí. ¿Cómo está tan suavito? Și am făcut aici o poză superbă. Este un domn aici care face poze. Cascada Capra Transfăgărășan. Nu prea se vede bine, dar e foarte frumoasă. Este așa magnetică. Dacă am făcut 3. Am ajuns aici și deja facem prima oprire, că Anastasia vrea o piruletă. Ce vrei, mami? Doar una poți alegi. Poate. Asta de unicornio? Da, asta e. Asta? Vamos a pagar la llave, da? Un unicorn! Să vedem ce mai este. Aici. E ceață. Bună lac. Te duci la tati? Stai, dă mânuța, dă mânuța. Mânuța. Ce frumos, doamne. Uite că bănuța, nu? Uite, mai sunt urși și căluți aici. Ține bine, bine mașinuță. Ce frumos. Ce aici face poză magnet? Poză cum am făcut și noi. De vis. Da. Multă lume. Și temperatura e super, să stai să mergi. Frumos. Anastasia fericită cu acadică. Op. Îți place, Anastasia? Papi, ție-ți place? Nu prea! Nu, în caz! Te ține tati! Opa! Păi, ce mai e? Incredibil. Să-i un pochito? Încercăm să-i fac. Wow! Să-i facem o poză aici. Ne-a făcut o doamnă foarte simpatică, niște poze.
frumoasă. Frumoasa mea. Îți place aici? Am venit la masă. Am plecat către Sibiu și am oprit aici la un restaurant. O să vă zic imediat cum se cheamă. Cum se numea? Păstrăvăria ceva. Aici scrie Albota. Pare super frumos. Are și loc de joacă. Să o ducem după aia pe Năstăsiuca. Iară peste. La recepție. Să căutăm restaurant. Avem aici o tochitură și o salată sfeclă roșie, da, mami? Și Anastasia, șnițel cu pure. Ciure, nu vrei limon, lămâie. Foarte bună. E bun? Nu arde, ți-l dai bucățele? Te-ai frumos, aveți nu crema? Nu, chiar. Haideți că am mâncat și am mâncat toți trei foarte bine. Și acum Anastasia, cum s-a purtat foarte bine și a mâncat totul, le-am promis că o să mergem în parc. Sunt aici o grămadă de părculețe. Pentru copii este unul aici, unul prin spate. Acolo e prea înalt, mami, pe aici? Pe aici. Și... Nu că e prea înalt, iubire. Acolo e prea înalt, vin aici. Aici, aici. Ce îmi place în România, asta vorbea și cu al meu, este pe aici, pe aici. Este că peste tot, la orice restaurant, aproape, sunt locuri de joacă, ceea ce la noi nu chiar e așa. Sunt multe parcuri, dar nu așa să mănânci liniștit sau să lași copilul să se joace, dacă e mai aproape. Sunt mai măricel. Oh, am obosit. Am mâncat foarte bine. Așa că o să mai stăm un pic cu scuia aici și după aia o luăm către... Castelul de Lut sau ceva de genul, doar că cred că s-o opresc filmulețul aici, pentru că va fi foarte lung, cu prea multe, și o să ne vedem mâine, că mâine o luăm către Brașov. Haide! Nu ți-e frică! Auci! Așa că acum mergem acolo, după aia către Sibiu, petrecem după seara acolo, mâncăm undeva afară și apoi mergem la cazare. Dar, cum v-am zis, opresc aici, să nu fie foarte lung, foarte greu de editat și prea... Poți pe acolo? Așa că sper să vă placă și ne vedem și mâine de la Brașov. Zi pa, vlog! Nu ajungi. Zi pa, pa, vlog! Hop, sughiță!